1. Corpul care acum, Daniela, voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu sufletul lui Ayan. 1, 2, 3. Da. Da, am în fața. Găsit? Prins, da. Îi trimit informații. Da. Pune în genunchi și face așa. Mm-hmm. Ajută-mă, ajută-mă să ies de aici. De asta suntem aici. Unde este? De unde să iasă, Daniel? Deci l-am vizualizat din timpul inducției. Are, seamănă cu înfățișarea lui, dar parcă este un bărbat un pic mai în vârstă, până în 30 de ani. Mm-hmm. Are haine rupciugoase, rupte. Da. Este ca deținut. Da. De lanțuri legate la picioare. Mm-hmm. Să văd dacă și la mâini. Și la mâini. Da. Dar cele de la mâini sunt prinse de lanțul de la picioare. Da. Unde se află aici? 1938. 1938? 1238, așa. Unde? În prima fază mi-a părut că este o peșteră, dar de fapt este o stâncă, iar deasupra este un gen de castel. Mm-hmm. Destul de parcă sinistru, așa. Stânca asta unde e? Iese din mare sau e în... Este aproape. Mm-hmm. Aproape de mare, da. Așa. De desubt, deci cum ar veni la subsol, la castelul ăsta, mm-hmm. este ca un gen de peșteră, ca să zic așa. Da. Deci el nu este într-o celulă închis. Mm-hmm. Și ca și cum este aruncat în peciul ăla, în cui din fier bătut în peretele la da. Respectivă și agățat? Da, e ca și cum acolo e pușcăria, ca să zic, uh-huh. deci îl ține așa, uh-huh. nu este într-o celulă cum ar veni. Da. Dădea cu mâinile să sape. Da. Pare că într-o parte este un pământ mai... Uh-huh. Moale. Mai moale, da. Degetele le are umflate și negre sub unghii. Uh-huh. Este foarte slab, îi se văd coastele, oasele, uh-huh. părul negru, tot așa, ciufuit. Cum îl cheamă aici, Daniel? Alan. Uh-huh. Și locul, castelul ăsta, aparține de ce țară? Între Anglia și Irlanda. Pe da. Ok. Da. Cum a ajuns aici, știe să ne spună? În situația aceasta. Plânge și stă chircit, lipit de stânca aceea, plânge și șterge așa sudoarea. Uh-huh. Parcă își întinde mâinile și îl pleacă capul oarecum rușinat. Da. Să lase rușinea deoparte și să vedem, să ne spună, ca să înțelegem, pentru că trebuie să vedem ce putem face. Se chircește și se întoarce cum ar veni cu spatele la mine. Uh-huh. Ți-am spus, ca un copil... Da. Rușinat. Îi trimit informații și spun că am venit aici ca să rezolvăm probleme
nu să le avem. Judecăm sau... Nu asta este scopul. Da, se pare că vine de la curte. Da. Ca și... Deci are o soră mai mare, este fiul de rege, da, rege local. El trebuia să fie succesorul la tron, dar se pare că are atracție față de bărbați. Deci, în fine, homosexualitate. Da. Ce a fost pedepsit? A fost surprins cu un servitor. Da. Tatăl este foarte aprig. Îl pleznește și spune că el nu este fiul lui. Este un fătălău sau ceva de gen. Îl trimite aici. Da. De cât timp este aici? 2 ani. Îl hrănește cineva? Vine cineva? Deci am spus, este ca un gen de peștere, așa de parcă pare o sală. Acolo în mijloc e un gen de, ca un gen de foc, de tabără, unde se mai stăteau oșteni. Îi mai arunc așa câte un, după ce mănâncă ei, un os, cum îi arunc așa ca la câini. Și râde el. Da. Deci îi fac glume, ca și Da. cum între ei se iau unul pe altul și fac scheme intime. După aia... A, deci ăștia știau de ce este el aici exilat. Da, da. Până la urmă, ce se întâmplă aici mai departe? Cum sfârșește Daniel? Este umilit în continuu. Da. Încerc să văd ce face. Încearcă să-și pună lanțul acela în jurul gâtului. Da. Dar nu are poziția necesară, ca să zic, ca să și-l înfășoare. Deci nu reușești. Crește, nu poate, da. Până la urmă decedează de inaniție. Da. Mai aruncă ăștia câte un os, dar nu mai... Deci ca și cum nu mai reacționează. Îl văd cu ochii lipiți în... ar veni tavan, zic, în peștera respectivă și cu gura deschisă, așa... Agonizând. Agonizând. Da. Asta este o linie temporală adevărată, Daniela, sau falsă? Cum o percep? Da, e adevărat. E adevărat, deci face parte din experiența lui. Da. Bine. Da. Aici, deci, el a fost curățat și aș vrea să ne... Ieșim de aici, da? Și venim aici și acum. Măr de la 1 la 3. 1, 2, 3. Da. Sunteți aici acum? Sau unde sunteți? Așa, aș vrea să ne spună acest suflet de ce mai vine această amintire. Acum se prezintă în înfățișarea unui tânăr băiat, tot așa până în 14-16 ani, cu haine bisericești, da. Partea de dedesubt ca un gen de roche albă cu niște dungi aurii și ca și cum ar avea un gen de shorts lung, mai maroniu. Și stă chircit așa cu... În poziția asta își ține brațele în da. Zona abdomenului și parcă își lungește rochea aia peste picioare. Iarăși își șterge lacrimile. Ce a pățit aici?
Deci ai 1429. Da. Să văd unde e asta. Franța. Da. A fost abuzat. De către cine? Preot. De preot. Ok. Pare că face parte dintr-un șir de vieți. Asta înțeleg și eu. Da. Și știi ce facem, Daniela? Mergem în momentul în care... Deci hai întâi să identificăm ce entitate este cea responsabilă. De ce am discutat cu el? Da. Cum ar veni? De ce nu... Am spus că asta e recurățare și... De ce nu arătat asta? Da. Face așa și își încrucișează brațele. Zice, știu cui să arăt și cui nu. Am înțeles. Deci lucrurile astea le-a păstrat, da? Da. Le-a ținut ascunse. Da. Bine, dacă le-a ținut ascunse, le analizăm acum. Și hai să vedem, Daniela, cine este, ce entitate avem responsabilă de acest șir de vieți? Pe tema asta sau pe orice temă de suferință? Este un dracu demoniac. Da. Urât, cu coarne și dinții, iar așa mari, zăbale, parcă are la gură. Și foarte violent. Da. Mhm. Dacă te uiți, are legătură, pleacă legătură, da, cu dracul ăsta. Doar că altfel nu apărea. Foarte subțire. Din spate, cum ar veni, dintre rinichi. Da. Ca și cum e o legătură bazată pe frică. Da. Și amintește partea subliminală când s-a interferat pentru prima dată când s-a întâlnit cu acest dracodemoniac. Pentru că consecințele interferenței le-am văzut. Și amintește? Vin așa imagini. Da. Vag. Undeva în... între China și Coreea. Da. 1100. Da. Văd o copilă de 12 ani. Cam așa. Obligată să întrețină relații intime. Dar este la palat, cum ar veni. Da. Deci nu e în zona rurală sau... Nu, nu, așa. La un gen de kimono alb îmbrăcată, buzele roșii, părul negru, lucios. Da. La duceară. Geisha sau cum se numeau? Bine, China și așa. Da. Geisha era în Japonia. Așa, da, dar genul ăsta, adică. Genul ăsta, da. Această pătură socială, să zicem. Da. Sunt orgii acolo, deci nu este numai acum bărbat. Da. Cine o obligă? O văd pe mama ei cum o aduce la palat. Da. Avea mai mulți copii și... aduce fata aici, erau foarte săraci. Da. Este o femeie care deschide poarta cum ar veni și preia fata. Da. Așa, și este obligată să participe la aceste... Să participe la aceste ritualuri. Intime, ca să zic așa. În momentul primului contact,
se conectează la această entitate. Ei, odată conectată, ca și cum această entitate îi trimite impulsuri sexuale. Și devine, pe măsură ce crește, devine arhicunoscută pentru abilitățile ei. Tema da. Intimă, cum ar veni. Deci, practic, entitatea asta era entitatea care patrona acea curte. Da. Da? Da. Iar ea, la ea s-a conectat pe baza fricii sau ce? Acea curte și aceste obiceiuri. Are orgii. Posibilitatea aici, pentru că a văzut mai departe ce șir de vieți și vede și entitatea, da? Se uită din... ei pus un ecran și vede. Da. Cine i-a dat aceste... i-a făcut programul karmatic. Și atunci are posibilitatea aici, Daniela, că atunci când mama vrea să o aducă la curte, informează mama, partea subliminală a mamei, și refuză să vină aici. Refuză să fie lăsată. Informează mama și mama îi spune că va face același lucru, dar într-un mod mai precar, în sensul că la nivel de comunitate. Comunitate, da. Dar mama altă soluție n-avea? Mama aia? Făcea și ea tot lucrul ăsta? Nu. Ea lucra la stăpân cum ar veni pe plantație, dar primea foarte puțin. Și găsise o soluție mama aceea, da? Cum să-și vândă copii. Da. Câți ani avea acolo când ai zis? 12 ani? Da, da. Poate să aleagă, îi spune mamei și îi spune cu că pur și simplu nu vrea să meargă acolo și poate să aleagă să facă orice altceva, să fugă de acasă. Orice. Mama o pleznește. Vrei să mor de foame? Ceva de genul. Și? Corpul tău oricum va fi folosit de către bărbați. Toți bărbații fac asta. Aia era cultura aia, da? Da. Putea fi folosit de un bărbat sau de 100 de bărbați. Da? E o diferență. Și atunci, până la urmă, poate să aleagă să plece de acasă și, indiferent ce s-ar întâmpla, asta e, nu ajunge acolo. Să fie interferată de această ființă, Draco. Cred că Draco ăsta era pe toată societatea aia. Da, păi acum mă uitam că zic, dacă pleacă de acasă, îi prinsă și violată. Deci... deci nu e nicio diferență, da? Bine. E atunci, mai... da. Atunci, Daniela, ieșim de aici, închizi astea, portalele, da. Și suntem aici și acum. Am înțeles care este cauza acestor stări pe care încă Aian în această viață le are. Și aș vrea să, adică am văzut că încă mai e un fir subțire cu această entitate. Da, pe baza fricii. Se reconectează. Fricii de intimitatea lui. Ca și cum nici el nu-i sigur ce poate să-i placă viața. Iar acum este la o vârstă în care... da, i-au lăsat punte cu acolo. Vieți și ca și cum e bulversat așa. Pentru că oricum este în faza în care au loc transformări. Da, exact. Hormonale, da? Ok. Caută propria identitate, ceva de genul. Bine. Cu entitatea asta vrea să mai țină legătura aia firavă așa cum este? Este foarte speriat și stă cu spatele, cum ar veni spre entitatea respectivă și se uită la mine și îmi face așa încet că nu. Nu mai vrea, așa. Da. Atunci trebuie să-și îi arăți, să-și adune tot curajul pe care l-a avut vreodată și să-și facă o sabie de lumină și să taie această legătură.
Dai Și cap. toate legăturile, Daniela. Apar două fedeleuri Așa. care îl prinde de sub braț, de aici, de la umăr. Noi te ajutăm să te ridici. Ia, uite, acum v-ați trezit voi. Arată-i ce pe un ecran ce sunt aceste entități, să le vadă, pe care le întâlnește oricum fiecare săptămână când merge la biserică. Iar te pun Când unul este cu... adus. Zice, n-are cum. Hai să deschizi alt ecran, Daniela. Impresia că tu mă păcălești. Zic, bine ai zis, doar impresia ai. Deschide-i alt ecran, Daniela, și să vadă din punct de vedere energetic, atunci când merge la biserică duminica, ce se întâmplă. Deci se uită din punct de vedere energetic. Da, se uită din punct de vedere energetic și observă un flux de lumină, cum iese din el, așa, un vapor, parcă ca o ceață care se ridică. Și poate să observe și pe ceilalți. Este absorbit, da, deci privește pe toți cei sunt incinta acolo și vede cum tot așa pleacă și de la ei, și ca și cum ar fi atras acea energie așa, ca de un aspirator. Da. Și să uitați-vă dacă cumva ăștia doi fedele care s-au prezentat acum să ofere ajutor, dacă îi găsește pe acolo. Îi găsește unul stânga și unul dreapta. Și ce fac Ca și acolo? cum ajută, ca și cum ar strânge așa ce energie și ar... Energia. Și ar Da. Îl direcționa-o către. direcționau către... Acum iese, se ridică, adică ridicați cadrul, scena și se uită mai departe. Ce este deasupra la vacuumul ăsta care adună energie sau ce-o fi? Pâlnia asta. Se dă pe spate și se lipește așa din perete. Ah. Este o navă. Ce este? O navă. O navă. Așa. Nava aia. Cine e șef? Un reptil broscoid, așa arată. Parcă așa are degetele și picioarele. Ca și cum ar fi o amestecătură între Da. reptilian și broscoi. Așa. Și ăștia, cei doi fedelici, sunt subalternii la broscoi? Da. Acum ce spune partea subliminală după ce a văzut toate lucrurile astea? Face, nu, eu nu pot să cred asta. Nu? Păi dacă el este acolo, să se identifice. Este el cel de acolo care îi se trage energie? Da, face Ce-ar... așa, pune mâna cu an, se roade unghiile și scarpină în cap, procesează cum ar veni. Să proceseze. Și atunci cum poate să spună că nu, nu e adevărat? Ce nu e adevărat? Stă și se gândește acum, parcă se așează și își frecă palmele așa. Iar se ridică, iar se gândește. Îi tot vine imaginea tatălui lui. Așa cum încearcă să facă o corelație, dacă se observe, dacă tatăl știe, nu știe Păi să-i și trimită informația și el tatălui. duce acolo. Îi trimite. Tatăl are cap de vultur. Așa apare. Da, apare ca... Capul de... Păi și... Cum îl vede pe tată sufletul? Se Ia, sperie și se pune în spatele meu și zice, nu, ăsta nu e tatăl meu. păi să-l atingă, uite, pune mâna pe el și îi știe. Da, îl cunoaște pe tată, bine.
locuiește, provine din... Da, îl atinge, este el și zice, păi, și mă întreabă pe mine, păi, ce se întâmplă, cum te arată așa? Pentru că și înfățișarea... Entității care îl... parazitează, da. Iar se freacă în spate după ce zice, eu nu mai înțeleg nimic ce e aici. Răptile, broaște și vulturi. De toate felurile. Ceea ce trebuie să înțeleagă că ce acolo nu e bine, da? Da, ți-am zis, stai așa și face cu mâinile și le pune în șold. Respiră greu. Îi mai dăm informații, Daniel. Din toate sesiunile. Și procesează ceea ce vede el. Și începe parcă să tușească și după ce tușește, parcă vomită o energie neagră, așa văscoasă. De rușine. Deci ca și cum ar fi emoția primară care... O, Daniela, dar totuși puntea asta cu acele vieți, cu rușinea, cu ce am descris, e cineva, cine, dracodemoniacul a făcut puntea? Care din toate entitățile astea a făcut puntea asta? De îi readuceau aceste emoții. Pedeleurile cu rușine. Pedeleurile. Și a văzut? Acum a înțeles? Da. Se înfurie. Și toată zona asta, chakra 3, chakra 1, se umple de energie neagră, ca o pată. Se scoate afară furia asta. Și energia asta. Da. Cu mâinile energetice. Îi arăți. Da. Acum taie legăturile și cu fedeleurile? Îi trimit. Acum informații să taie. Tot. Să taie alimentarea la ăștia, să nu mai... Vrei să mai stai cu ei? Zice că nu face așa. Zicea să facă ceea ce trebuie. Da, taie și ca și cum ia de mână să fugim. Nu, avem treaba aici. Da, zic, întâi blochează pe ăștia. Se ascunde în spatele meu. E frică? Da. Ok, hai să-i blocheze pe ăștia, Daniela, îi pune în cilindri de lumină, de vibrație înaltă și apoi ne ocupăm de ea, de partea asta. Da. Spun că este într-o panică totală. Atunci hai să scoată panica. Stai în spate cu mine, așa. Îi dăm informații, Daniela, și îi dăm și energie, atât cât să stabilizeze. Ca să ne putem înțelege. Faci așa cum le vă blochez. Așa. Ești Harry Potter sau... Și le face așa cum i-am spus. Îi punem în cilindri de lumină blocați. Toți. Da. Iar acum scoate toată acea panică, frică, energie cu toate rădăcinile ei. Și scoate și programul. Programele pentru toate. Toate programele care rulează, nu în interesul ei ca și parte subliminală. Rulează pe baza unui implant. Deci este un implant? Este un implant, da. Ca un gen debil în zona intimă ce pleacă cu un fir prin spate spre cei doi rinichi. Acolo ajunge la suprarenale și produce panica, da? Frica. Da. Scoate afară implantul. Da. Și să vedem al cui este, cine plânge.
Dracul demoniacul s-a supărat și s-a ridicat așa. Da, ia lui dracu. Ca și cum. Da. Arde acest implant. L-a ars, da. Așa. Spun să se mai umfle, să terminăm curățarea. Are pe cap un gen de structură, ca și cum ar fi o cască, dar parcă e din piatră. Da. O piatră murdară, așa arată. Demoniac. La dracu, pardon. De la dracu. Multe a făcut asta acțiuni. Da. Scoate și casca asta. Da, o scoate. De-abia acum simte și asociază capul tot și pipăie să vadă dacă tot e la locul lui. O arde. De fapt, e un întreg costum. Da. Da, eu am început așa să scanez de sus. Acum că mă duc în jos, parcă e o construcție. Întreagă construcție pe tot corpul energetic. Ca și cum și prin acest costum mi-au reamintit de acea viață din peșteră, din acele roci și acel pământ. Să facă un fermoar dinăuntru la acest costum și să îl dea jos, să iasă afară. Zice, mă proteja, mă simțeam sigur acolo, zic, chiar? Păi cum te proteja? Da. Zic, nu te strângea și îți scria stări de ansietate? Și rușine și frică și tot ce mai crea. Da, se gândește, se uită la mine și face așa din cap, cam, cam da. Acum arde, a ars costumul ăsta, da? Da, l-a ars, da. Hai să scoată afară toate programele care nu sunt ale lui, care rulează, puse de entități și autoprograme care nu funcționează în interesul lui. Cel mai bun. Aici ce-mi vine informația că sunt multe programe care se bat cap în cap, cum ar veni cele de la demoniac cu cele de la FDL-uri. Atunci ei creează ca un gen de Confuzie. confuzie, un conflict interior. Da. Le scoate pe toate, asta am spus. Tot ce nu-i aparține, ce nu sunt programele proprii. Afară. Da, ca și cum, de exemplu, dracodemoniacul îi trimite impuls prin anumite programe să spună ceea ce gândește sau să se rățuie la ceilalți sau în sens de hotărâre, cică. Da, și vine fedeleurile și spun care că... se întoarcă și obrazul celălalt. Da, scoate Ar fi afară. bine dacă i-am băgat pe toți, pe dracul ăsta care dădea programele astea cu fedeleurile care spunea pe alea și să interacționeze. Să vedem cum fac. Așa, a scos toate programele astea? Da, scoate, ies așa ca dischete, ca CD-uri, cum ar veni. Curățare generală. Da. Le scoate și le arde în același timp. Acum se învârte așa cu mâinile în sus ca o balerină, știi? Așa. Și zboară tot ce mai era. Prin forța centrifugă. Da. Acum, Daniela, cum arată sufletul lui Aian? Arată ca o tânără până în 20 de ani, cu o roche albă, văluroasă, așa cu mânecile lungi, părul lung negru până la fund, lucios. Da.
parcă se ține așa de roche și ca și cum ar pluti, ar dansa. Foarte moale, de sculță. Și de o grație aparte, așa. De unde îi vine? Ne spune de unde are amintirea asta? Sau de ce se prezintă așa? Nu știu, îmi sună în cap Shambhala, Shambhala. Da? Shambhala. În Shambhala a fost așa? A avut o viață acolo? Da. La cel ținut? Da. Și poate să ne arate? Mergem acolo, Daniela. 1, 2, 3. S-au deschis un ecran, cum vrei tu. Da, este, deci vedem ca și cum deasupra, Da. gen de așezare, dar parcă ca și cum totul îi mirific. Da. Deasupra terei sau unde e ținutul ăsta? Într-o dimensiune. Da. Da. Deasupra terei, într-o altă dimensiune. Într-o altă dimensiune, da. Ce dimensiune este aici? 4,8. Uh-huh. 4,9 acolo la limită. Este a trăit aici, efectiv, în ținutul ăsta? A trăit aici, da. Da. Și a fost această tânără. Această tânără, da. Asta a fost înainte de a veni în corp fizic, în fizicitate, pe Terra? Înainte, da. Uh-huh. Și acum s-a prezentat așa? De ce? I-a plăcut aici, acea viață? Da, spune că i-a plăcut foarte mult. Ce i-a plăcut? Ce a făcut aici? Și i-a plăcut foarte mult. O stare de armonie, de plină, de pace, de liniște. Parcă în comuniune cu tot ce-l înconjoară, așa simt. Comparând cu... Era tristețe, nu era durere. Aici e ca acolo, unde zice popa. Anulăm. Anulez. Anulăm. Așa. Și de ce a plecat de acolo? Hai să vedem. Atât de bine a stat, a trăit, experiența a fost atât de frumoasă, mirifică. De ce a plecat de acolo, din experiența aceea? Nu știu, îmi vine informația ca și cum s-au mutat din dimensiunea respectivă. Unde? În 4,5. Așa. Deci au decăzut, au căzut. Da. Așa. Și aici ce s-a întâmplat în 4,5? Deci, stai un pic, nu vine informația că nu că neapărat au decăzut. Da. Că este un moment ce să apară în dimensiunea terei pentru ajutarea urcării vibrației terei, așa, uitorilor, genul. Momentul ăsta a fost acum câți ani s-a întâmplat în an terestri? 11.200 de ani. Da. Și deci ei au scăzut vibrația, să apropie de vibrația terei ca să ajute Terra, da? Ca și să... au ajutat-o, ce s-a întâmplat? Au ajutat, da. Au transmis anumite informații prin acei înțelepți ai vremii. Și ce s-a întâmplat cu sufletul lui Aian? Cum a ajuns, deci, până la urmă pe Terra? Adică, cum a plecat de aici, din tărâmul ăsta atât de... unde s-a simțit atât de bine? A plecat cu un impuls puternic, o misiune de... ți-am spus, de a transmite mai departe. A, de... a fost între aceia. Da, da, da. Și apoi a rămas pe Terra, prins.
Da. Dar mă interesează cine energetic, dacă ne uităm, cine e șeful acestui tărâm Shambhala? Ne uităm acum. Văd o ființă semiluminoasă, cum ar veni. Are suflet 40%, Da. iar de la bust în jos parcă e mai închis la culoare, o idee față de acel alb gălbu. Da. Ăsta e șeful? Nu, stai. Deci ăsta e cel care a interferat acei înțelepți pentru prima dată. Îți număr eu, Daniela. Îți număr eu și că vine șeful. 1, 2, 3. Îl ai pe șeful în față. Da. Așa. Este o Cine ființă luminoasă. e? A atinsă și adevărata înfățișare, că așa apare, Da. Da. dar nu știu eu ce. Este blond. Mă uit la Bărbat, tine. energie masculină. Da. La degete. Da. Cinci degete. 5 degete. Da. Acest tărâm, așa cum este în dimensiunea asta, e o stație? Da. Ăsta, șeful ăsta. Spune-i părții subliminale să-l pună în față. Bănuiesc că e și ea curioasă să afle Da, este lângă mine, da. unde a trăit. Să-l pună în față, să-i spună, pentru că este în sfera energetică a ei. Să-i spună să vină în față. Îl blochează, îl pune într-un cilindru, așa cum a făcut mai devreme cu ceilalți, luminos. Și hai să-l întrebăm câte ceva. Cum îl cheamă? Cine este? Da, l-a blocat. Zice, eu sunt ceea ce sunt și tu ești ceea ce sunt eu. Sufletul lui Ayan este ceea ce a interferat el, da? Ceea ce este el. Cine e ăsta? Să spună cine e, ce nume are, cum e cunoscut în univers. Sau acolo, nu știu, local. Edil. Edil îl cheamă. Pe ăsta. Da. Așa. Și ce este? Umanoid, cu părul blond, ai zis? 5 degete? Da. 40. Ăsta are suflet? Nu, asta era aia ce am zis, era Era înainte. înainte, dar de ăsta te întreb. Restul unde e? Ia să-l întrebăm. Unde este restul de suflet? Alte dimensiuni, ajutând la elevarea vibrației. Și ne enumeră acele alte dimensiuni, începând de la cea mai sus până la cea mai jos, să ne zic. Cea mai sus aproape 5 și cea mai jos e cea a terei. Mai ajunge câteodată la 2,9,9. Deci se duce și sub 3 chiar. Și
Pe terasă, cu ce nume, de exemplu? Zice, dacă trebuie să salvăm suflete, mergem și acolo. Aici, pe tera, prin ce canalizează? Prin cine canalizează? Cum e cunoscut? Canalizează prin oameni? Mental, telepatic. Așa, telepatic. Și cum se prezintă atunci când canalizatorului și celor care îl ascultă, îi ascultă mesajul sau mesajele? Zice că nu se prezintă nici cum. Dar cum spune? În funcție de credințele persoanei respective. Așa sunt. Da. Dacă e budist, e Buddha, dacă e Da, am înțeles. ce care trebuie. Nu e nicio problemă în cazul ăsta. Câte suflete are în interferența lui, interferare? Două miliarde, dar văd foarte mulți, ți-am zis, cel mai mult pe zona asta budiști. A budiștilor. Da, are și în celelalte religii, ca să zic, dar parcă aici mai mult Mai mulți. pe Adică zona e asta. în arealul acela, E pe în zona arealul aceea. respectiv, da. Ok. Ca și rasă, cum îl putem, vrea să ne spună ce rasă este sau cum îl putem încadra noi? El zice că e pleiadian. Da. Are și pleiadian. Anunnaki îmi vine. Deci, Da. Anunnaki, ți-am zis, Anunnaki Ok. reptilian. Pe aici. Hai să-i spunem acestui entitate că sufletul e plecat, că dacă era o entitate de înaltă vibrație, nu acționa în dimensiunile de sub 5. El nu ajunge nici la 5. Și că este o entitate interferată, pierdută. Se scarpină pe cap și zice, da, dar eu acolo am simțit pace, liniște. A simțit pace? Cine se... Aian se scarpină? Da. Pentru că era o dimensiune de vibrație mai înaltă decât Terra, da? La 4,5. Cât era? Da. 4,8, 4,9. Sigur că simțea pace și liniște. Față de ce simte pe Terra și ce a simțit ulterior. Da. Uite, hai să facem o probă, spune-i. Și să-i spună acestui pleiadian ciofi că el, sufletul Aian, al lui Aian, are posibilitatea să se ridice foarte sus, în vibrații mult mai înalte, dimensiuni mult mai înalte. Și poate să-l ducă și pe el. Dacă îl prinde de mână, poate să-i Ăla arate. râde și zice, ha, n-ai să reușești. Ia să-i dea mână. Să-i dea mâna lui Aian. Vrea să-i dea mână? Și facem o probă. Pentru că Aian știe că poate să meargă până în sinele lui divin. Anules cuvântul cel mai înalt, sinele cel mai înalt. Dacă este atât de învățător, cum spune, să-i zică partea subliminală, hai să facă proba asta. Ce are de pierdut? La vrea să dea mâna și să-l capteze, să-l prindă. Nu, pentru că Aian, sufletul, își crește vibrația. Cea mai înaltă vibrație pe care poate să o obțină și dă mâna cu el. Vrea să-i dea mâna? Vrea, dar vrea, ți-am spus, ca să-l prindă, nu ca Am să urce înțeles. el. Se simte puternic prin energia care o trage de la cele 2 miliarde de persoane, da? De suflete. Da. Bine. Ce-a înțeles?
sufletul lui Aian de aici, despre acest tărâm și această entitate. Până acum. Spune așa, cum zice, am înțeles că nimic nu este ceea ce par. Ok. Și dacă am înțeles lucrul ăsta, aș vrea ca să se umfle dinăuntru în afară, Daniela, să mai facă Da. O curățire. Da. Și vezi tu dacă e nevoie, curățăm chakrele, facem o pământare. Hai să fac una rapidă. Aduce energie de la spiritul pur liber și necontaminat. Și o trece prin tălpile. Ce face așa cu degetele de la picioare? Ca și cum, parcă în papuci, în pantoful, văd cum stă că își strânge din degete așa câteodată. Tensionat, știm. Da, este o energie neagră, văscoasă. Și a sărit o reptilă. Un pui. Din chakra. Din chakra 1? A prins și pe ăsta, da. Iar s-a enervat dracu. Și-a dat pumnul. Ca și cum îl pregăteau. Da. Pentru a urma, a continuat acel ciclu de vieți. De rușine și de tot felul ce a avut, da? Da, cu tenta asta intimă, invers. Ambiguă. Da. Ambiguitate. Da, are, ți-am spus, frici legate de viitor, de... De ce vrea să facă pe viitor, are mai multe planuri, cum ar veni. Văd trei variante din ce ar place lui să facă, să studieze și... Ca și cum așteaptă să vadă cum se așează lucrurile, să se decidă. Trebuie să dea acum întâi examenul, da? De capacitate. Da, curățat aici. Așa, chakra 2, închis aproape de tot. Ca o lipsă de perspectivă, ți-am spus, să-i înceață. Curăță și aici. Așa. Chakra 1. Ca și cum ar fi o gaură cauterizată, cam așa arată. Deci strânsă, uscată, închisă. Chakra 3, pardon. Da. Așa. Deci e zero putere personală. Autostima foarte joasă de la atâta ce avea. Foarte multă sensibilitate. Așa, curăț. O să vedem noi de unde vine și sensibilitatea aceasta, nu? Da. Chakra 4. Multe tăieturi, cusături, sute... Răni. Da, da. De la o rană, parcă-i dus ața la cealaltă, ca și cum... Din alea, cum să numesc, săilături, însăilături. Exact. Însăilări, nu știu cum se numesc. Ca un goblen de ăsta rău cuțut. Când te uiți pe dosul lui, cam așa. Făcut cum a putut. Da, ca și cum Morana a deschis-o pe cealaltă și cui pe cui se scoate, le-a cosut, iar le-a repeticea. Da, da. Curăță și aici. Face așa, ca și cum începe să simte energia și ca și cum e bine. Chakra 5. Are ca un gen de fular. Da. De la așa până la nas.
Începând de aici, din zona baza gâtului până la nas, ca și un fular croșetat, știi, de-l pui iarna așa, pe gură și pe nas. Ăsta și Ca l-a și făcut el? el pe baza PDR-urilor, cum ar veni, la ce trimiteau semnale. Dă jos asta, că nu-i folosește. N-are nevoie de construcții ca Să să nu fie scrie, el. să nu vorbească urât, să nu fie, ca să nu facă, să nu dreagă. Să-l dea jos pentru că în curând, prin conștientizarea aceasta, nu va ști singur ce trebuie să vorbească și când. Nu are Da. nevoie nici de sfaturi, nici de construcție. Să nu jignească, să nu-i faci altuia ce nu-ți place ție, în fine. Da. Arăța și aici. Ies multe bile, bile negre. Da. Furia aia ce ar fi vrut să spună și el, să zică și... Uneori o mai spune cu sora. Da. Păi, nu poate cu altcineva, știi? Dar și provoacă, știi? Aici o să vedem dacă ne apare ceva. Da. Așa, chakra 6. Deschisă, dar parcă deschisă în masă de leuri. Descrisă spre ce vroiau ele, ei. Exact, da. O curăță acum, învârte și curăță tot. Da. Așa, iese prin 7. Așa. Acum aduce energie din sinele cel mai înalt. O amestecă cu această energie de la Mama Terra și face torul. Vreau să facă circuitul ăsta, să plimbe energia de câteva ori. Sinele cel mai înalt arată ca o gimnastă artistică, adică acea bandă Ok. bendită. Sunteți în sinele cel mai înalt? Este, adică el, sufletul. Are și o minge la sub braț, ca Da. și cum ar face gimnastică ritmică. Ritmic. Ok. Atunci să se îmbrățișeze cu sinele cel mai înalt. Îmi face el așa, zice, da, mi-ar fi plăcut. Cum? Ca și cum zice, da, mi-ar fi plăcut. Mă gândesc că se referă la gimnastica ritmică. Da. Dar și lasă capul așa, ca și cum Nu putea să practice în această viață, că este o esență, este într-un corp de băiat. da. Deci înțeleg că și din partea eterică vine această grație. E o parte eterică mai grațioasă, Daniela. Da, mai grațioasă, mai fină, mai o talent artistic foarte des, natura asta artistică. Da. Ok, s-a îmbrățișat. Da. Să caute și conștiința. El a mai fost odată unificat, dar mai face. Da. Că nu strică. Nu. Așa. Să... Și acum, Daniela, o să... Așa întreg cum este, o Da. să meargă număr de la 1 la 3 și este în supra-suflet. 1, 2, 3. Da, arată ca un gen de peșteră, stalactite și stalactite așa, dar Da. sunt cristale. Cum sunt? Sunt cristale, Așa. așa arată. Deci, practic, este o esență cristalină Da. asta. Da. Câte suflete sunt?
Au venit 12, dar în total sunt 24. Hai să își schimbe informațiile. Pe el. Cum? Pun toți mâna așa pe el. Așa, adică îl curăță, îl schimbă curăță, informații. Da, și și. Se recalibrează, își recalibrează toate codurile. Da. Și de asemenea se uită și la codul de ieșire din Matrix, dacă este activ. Mai este activ. Spune că se va activa la nevoie. Când voi de eu așa îmi face. Ok. Doar nu să... Noi spunem doar să-l aibă acolo, ca instrument, în trusa de urgență. Da? Da. Da. Și acum aș vrea, Daniela, hai să canalizăm un pic sufletul aici, în suprasuflet. Da. Sufletul lui Ayan. Măr de la 1 la 3 și lași să vorbească. 1, 2, 3. Ayan. Da. Aș vrea să ne spui cum te simți aici, în suprasuflet, în casa ta. În casa casei tale. Simt o liniște de plină. Pace și armonie. Aș vrea să îmi spui dacă te simți plin de încredere. Aici nu există durere, nu există frică, nu există lăsare. Dar mă gândeam că, știi, aș vrea să mergem în momentul când tu ai coborât prima dată, la prima experiență, și aș vrea să îmi descrii ce stare de spirit simțeai atunci. Adică mă interesează dacă simțeai încredere în tine, te simțeai încrezător. Mă simțeam încrezător, hotărât și pregătit. Câte sufletele ați coborât atunci? Prima tură am coborât 6. Și aș vrea să te uiți tot aici, înainte de a cobori în prima experiență, dacă te simți curajos. Mă simt plin de... emoții. Emoții? De ce? Este de ce o să... mergem. Că mergeți pentru prima dată în experiență? Da, da. Dar eu te întreb de curaj, curajul. Știi doar că ai avut atâtea experiențe pe Terra. Dacă te simți și curajos, în sensul că ca să te decizi, da, să pleci în experiență, înseamnă că trebuie să ai mult curaj, să fii curajos, plin de încredere, curajos. Curajos, hotărât și... Așa. Și de asemenea concentrat. Concentrare simți? Ești concentrat pe ceea ce o să faceți? Când coborâți, ce aveți de făcut? Abia aștept. Aș vrea ca de la... Dacă ar fi să dai un număr, să-mi dai un număr pe o scală de la 1 la 10, Cât simți curaj? La ce număr? 9. Nu, aș vrea să crești acest curaj. Știi? Poți să faci orice dorești tu. Îl crești și îl simți, te simți curajos până ajungi la maxim, la 10. Da, acea marjă are legătură cu necunoscutul. Dar acum tu știi că oricum ai făcut experiența. Deci n-ai de ce să... Da, deci noi practic venim din viitorul tău și am ajuns la momentul acela inițial, de plecare în experiență. Deci simți 10 curajul, da? Da. Încrederea cum o simți? La ce număr ești? Pe aceeași scală. Acum 11. Ești pe altă scală, înseamnă. Sau cum? Cam zis de la 1 la 10.
Da, de la 1 la 10 și eu am 11. Am înțeles, ai trecut peste maximul Da. acestei scale, da? Acestor Da. scale. Și concentrarea? Cât te simți de concentrat? Sunt foarte concentrat. Ok. Știi ce vreau acum? Cu această stare de maxim curaj, maxim încredere și maximă concentrare, tu îți atingi degetele energetice, bineînțeles, de la mâna energetică, degetul mare cu degetul arătător de la mâna stângă, a ta energetică, da? Le Da. atingi și cu această stare, când am să număr de la 1 la 3, mergi în corpul fizic, în corpul tău fizic, cobori și integrezi această stare de maxim curaj, maximă încredere și maximă concentrare cu degetele așa împreunate. Uite, număr de la 1 la 3 și ești în corpul tău fizic. 1, 2, 3. Și integrezi această stare de maxim. Făcut. Da. Ok. Și vei ști, de acum încolo vei transmite și corpul tău fizic va ști și bineînțeles că îi va spune și mama lui Aian, îi va spune lui Aian că de ori de câte ori se va simți ieșit din această stare de maxim curaj, maximă încredere și maximă concentrare, dacă va atinge degetul arătător cu degetul mare de la mâna stângă, va intra în această stare de maxim curaj, maximă încredere și maximă concentrare. Da. Da? Acum o să număr de la 1 la 3 și mergem înapoi în suprasuflet, de unde am plecat. Sau, da, înainte ca tu să intri în experiență. 1, 2, 3. Ai înțeles ce am făcut aici? Da. Adică ce am făcut? Poți să ne zici în două cuvinte? Transmis această stare. Am ancorat această stare Corpul cu fizic. resurse maxime și a integrat-o și apoi am ancorat-o în corpul tău fizic. Da? Ok. Acum o să număr de la 1 la 3 și tu ai să mă lași cu Daniela. 1, 2, 3. Da. Așa, Daniela. Hai să-și facă declarația încă o dată de anulare Da. de contracte, de tot ce Da, este. anulează acum și definitiv orice contract, promisiune, permisiune făcută conștient sau inconștient, cu orice ființă de joasă sau de înaltă vibrație, cu viață sau fără viață, care nu a avut în vedere interesul lui cel mai bun, din orice timp, spațiu sau loc, sau din afara timpului și a spațiului și a locului, în orice dimensiune, densitate, galaxie, cu plus sau cu minus, univers, stea, planetă, asteroid, nebuloasă, cu plus sau cu minus și de pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, din trecut, prezent sau viitor. Așa. Retrage acum ADN-ul. ADN-ul, amprente, compoziții, aspecte, ce tot, tot, tot. Și informații din toate bibliotecile entităților. Da. De asemenea, ce face linia temporală, dacă mai este, nu mai este, ce s-a întâmplat cu ea, ce vrea să facă. Nu vrea să mai țină nimic. Nimic, da? Și nu mai ține nicio amintire din acelea, da? Care nu le-a scos la iveală și care după aceea, dacă se uită, vede ce au făcut entitățile, că au putut să se prindă de acele amintiri care n-a vrut să le spună și să le refacă, să facă punte și să transmită, da? Știa și că toate la timpul lor, așa Bine. atunci. Atunci, dar acum vede ce s-a întâmplat atunci când ascunzi. Nu nouă, că nu de noi. Noi suntem aici ca să-l ajutăm să înțeleagă lucruri și să de el să nu le ascundă, da? Bine că i-a fost rușine.
Rușinea este. Acum mai are acest sentiment de rușine? Mai simte? Nu. Nu mai simte. Pentru că acum este plin de încredere, de curaj și de concentrare. Da. Dacă se uită acum, Daniela, în viitorul apropiat, Da, când va exact la. trebui să susțină primul examen, cum se vede? Îl văd deasupra foi, adică scriind așa și ca și cum bucuros cu el că Aha, plin de emfază, de curge încredere, da? informații și scrie în continuu. De asemenea, aș vrea să ne uităm acum cât mai are de învățat, într-un moment din acela în care este apatic, nu se poate concentra. Și vreau să vedem dacă Nu mai este. nu mai este, da? Deci reușește, este Este concentrat. bucuros, ca și cum realizează deja în fizică, ține minte, Și captează oricum o rest. să-i spună mama de această ancoră, da? Pe care oricând simte oarece Da. energie care îl scoate din starea aceasta perfectă, de maxim curaj, maximă încredere și maximă concentrare, mama o să-i spună că poate să-și atingă aceste două degete de la mâna stângă și imediat revine în starea optimă și maximă de Da. concentrare. Deja s-a pus la birou și a început să scrie și îmi face cu mâna că gata, că acum are treabă. Mai avem puțin, adică vreau de aici, din supra-suflet, să-și deschidă canalul de abundență benefică, curat. Și de Da. acolo tot timpul merge și își aduce resurse, tot ceea ce are nevoie, da? În Da. orice moment. Acum număr de la 1 la 3, Daniela, și veniți aici și acum. Partea subliminală a lui Ayan prin canalul lui de abundență benefică, iar tu îl supraveghezi. 1, 2, 3. Da. Acum hai să transmită informațiile fraților, sorei, fratelui, mama, tata, Da, tata mai ales, să-i spună. tuturor. Ți-a Și spus să tu. aibă un corp cristalin, așa îl văd, ca și cum reflectă culori, vibrații, în funcție de vibrația lui. Corpul energetic preia anumită culoare, cum ar veni. Arată așa ca un curcubeu. Ce frumos! Da. Aș vrea să transmită sorei și fratelui, și tatălui, și mamei, să transmită iertare, să zicem, să le spună că tot ceea ce s-a întâmplat, să rupă karmele din orice timp s-ar fi Da. întâlnit vreodată, da? Să spună că Da. iartă pe Să fiecare. calce încă o dată legăturile. Să anuleze toate ritualurile ce s-au făcut posterior la cealaltă ședință. Și să-și Așa. cureți. Și tatălui. Da, Ce? e inteligent. I-a trimis tatălui ca un gen de diamant, ca o sferă, parcă arată, ți-am spus, ca un diamant. Și tatăl, avid, a prins-o repede mâinile. Și asta era sfera cu informații, da? Exact. Până să-și dea seama ce îi ia și a absorbit-o, știi, Ok. de... Și ce s-a întâmplat? S-a transformat ceva în tată? S-a schimbat? A venit un Repede. și l-a urecheat cum ar veni, dar deja informația pătrunde, ca și niște E capilare, intrată, de așa, da. Se uită la Bine. mine, trage cu ochi și face așa cu degetul. Ok, hai să-i trimită pe tată, să-i trimită în corpul lor fizic, cei care Da. și să-și curețe camera, casa, spațiul propriu. Da. Acum, Daniela, dacă vrea să mai transmită ceva mamei, ne-a întrebat mama. Am știut eu de ce te-am ales. Deci așa, te iubesc. Și Retrage cu ochii și face ok. vreau să se uite spre fratele mic,
care partea fizică a înțeles mai bine decât partea lui fizică până acum. Ceea ce spunea mama, da? Da, ia lângă el și îl prinde așa de umăr. Și fac o echipă, da? El zice, da, zice, ți-am spus eu că am știut unde vin. Super. Noi mulțumim, Daniela, părții subliminale a lui Aian pentru această călătorie. Despărțim părțile eterice, le curățăm și invităm partea subliminală să alunece ușor în corpul ei fizic. Opresc aici înregistrarea.